mesaje. Astăzi, 24 ianuarie, angajații feroviari, alături de toți românii, sărbătoresc 157 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ion Cruza. Pentru a marca evenimentul Trenul Interregio 1663, se va numi simbolic Trenul Unirii și va conduce pasagerii în capitala Unirii, la Iași. Trenul Unirii este remorcat de o locomotivă tricoloră și se află garant la linia 8. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să pornim ora frăție pe pământul României. Chiar varea din vole, clară, fiară, dușmanii țară, între noi să nu mai fie de cât cor și veselii. Într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea plătească.